Alo, Nicușor. Nicușor, vezi că vin spre tine. Hai, fă curat în birou. Nu vă o să rămână, o să rămână Vlad aici să vă ducă mai departe. Da? Băiatul. Sănătate mult. Dai-vă succes. Doamne ajută, Doamne ajută. Am ocazia să văd adevărat. Vă salut. Nu zic aici la Cluj, dar pe Instagram vă văd destul de mult. Mulțumesc. Să-mi fac și eu poză, tată, cu dumneata. Nu? Cum intru aici? Gata. Dumnezeu să-ți dea sănătate. Doamne ajută. Să trăiți, să... Ia. Ha. Am onoarea să vă salut. Doamne ajută. Trăiți. Lungă. Doamne ajută. Salut, domn primar. De voi depinde. Să fie ultima dată să fii ca primar general, formă, că s-a închis. Eu vă respect. Așa. O mică, mare rugăminte. Te rog. Când ajungeți primar și eu vă votez, da, trebuie să faci un singur lucru. Mată, România la raport. România la? Raport. Păi de ce trebuie cu eu Bucureștiul, Bucureștiul la raport. Da, da. Bucureștiul la raport. Ce s-a fost în spate, s-a făcut. Bucureștiul la raport. O să vin să iau usturoi de la Matale, mamaie. Trăiască, domn primar! Doamne ajută! Te pup dulce! Ce ai făcut în sectorul 5? Trăiască, domn primar! Doamne ajută la toată lumea! Cu trăiți! Mult trăiți cu tot respect! Susținător de la început! Un om din Târg care a vândut cremă de ghetă pentru piciorul stâng și cremă de ghetă pentru piciorul drept! Biletele pe STB-ul au un preț. N-ați citit programul meu, nu? De, ca primar. Stai să vă spun de STB. În programul, în programul meu STB-ul va fi gratuit în București. Înseamnă că Dumnezeu vă va binecuvânta și vă face tabere în cer. Sunt foarte bucuroasă, în primul rând, că Dumnezeu mi-a îngăduit astăzi să vin aici și să vă întâlnesc și să vă doresc personal sănătate și am să vă votez cu tot sufletul. Stă mâna. Aici ai tot partidul meu, ia uite. Vreau să vă strămână și să vă mulțumesc pentru tot ce faceți. Vă mulțumesc că sunteți pe schele, vreau să vă vorbesc. Să rămână. Sunteți cel mai bun primar, vă țin minte toată viața, pentru că dumneavoastră vă duceți minte cei săraci, iar stați pe cei săraci, nu pe fie bogat și lumea vă atacă. Păi dacă lumea e nenorocită și e bogată și au ce cele pe aia, ce la cine să... Decât dumneata, ca primar, ca un om modest, civilizat și un om care pune sufletul pentru cei săraci. Eu mulțumesc din suflet. Eu vă mulțumesc. Eu am rămas și rămân la fel. Sunteți un om extraordinar și aveți votul meu. Ca și asigurat, și o să vorbesc cu toată mea să vă voteze. Doamne, vă mulțumesc. N-am să vă dezamăgesc.